și vreau ca toate anchele astea care vi le arătam să revină fiecare consilier să vedeți cine dorește să ia parcarea asta la rol. Domnul Popescu și domnul secretar sunt implicați direct în așa ceva. Eu am o... Nu! Te rog din suflet! Trebuie să ieși din mocina asta, domn Popescu! Trebuie să ieși din mocina! Am o ofertă de la parcarea de la Super 2000, de acum un an și jumătate. Am prezentat-o tuturor ca să o ia în calcul și acum sunt acuzat eu în presă și în televiziune ca aș fi un trădător și un turnător. Niciodată n-am făcut așa ceva, iar dacă domnul viceprimar Popescu avea răbdare să vadă tot consensul, îmi dădea dreptate. Niciodată n-am acuzat pe nimeni, a fost din context, s-a tăiat ceva la acea înregistrare nefericită, dar nimeni nu mai ia în calcul că, uitați aici, din data de 20, din 31 a 3-a 2017, am prezentat conducerei primăriei municipiului Târgu Jiu să ia în calcul parcarea de la Super 2000. Care conducere? Păi, cine? Domnul Popescu. Popescu Aurel, care era primar interimar. Și în consiliul local a... De la dumnealui a rămas și acum am intrat în posesie ei pentru că nu s-a făcut absolut nimic. Era vorba de parcare care costa 1.200.000.000 și le-am spus la vremea respectivă să terminăm cu cei de la firmele de fază și cu târgul de zdrențe și pe o lună de zile puteam să facem această parcare. Am fost ignorat și sunt în continuare. Și ca să demonstreze tot timpul că eu aș avea ceva cu aceste parcări, să mi se pună în spate mie, găsesc tot felul de chestiuni care nu sunt tocmai normale, să-mi spună mie că eu trebuie să răspund de parcare de la Robin. Eu am făcut un simplu referat, bun rău cum l-am făcut, dumneavoastră, consilierii sunteți legislativ, eu sunt executivul. M-am săturat în această perioadă pentru unii care vor să scoată castana din foc cu mâna mea, să mi se pună toate în spate. Că am fost filmat, că am fost nu știu unde. Am fost pentru că mi s-a dat de către domnul primar. Aveți 8 parcări fără taxatoare în Târgu Jiu. Care e motivul real? Motivul este că la ora actuală sunt foarte multe parcări de identificat și în următoarea perioadă vor fi prezentate ședințe de comisie de circulație. După deci care stai să lăsăm vrăjeala. Aveți parcare de ce nouă lăuță făcută pe Unirii, unde ați desfințat stația de taxi. Nu am desfințat-o eu. A desfințat-o? Consiliul local. Da, și eu ce vine de ce nu puneți taxatoare acolo? Ce așteptați? Atâția oameni am în subordine la parcări, atâția am repartizat. Mai mult decât... Ați cerut suplimentare? Am cerut suplimentare, când, da. În ce dat? Acum, cred că 2 luni de zile, mi s-a spus că după ce identificăm toate parcările... Dar nu e bloc acolo, lângă parc. Eu, eu sunt executiv, nu sunt legislativ. Eu ceea ce v-am prezentat și acum, v-am prezentat că mi-am făcut datoria față de către Consiliul Local și față de cetățeni. Pe calea eroilor la parcarea cu plată, știți că parchează gratuit toată flota RCSF? Da, am văzut filmarea dumneavoastră de astăzi. Care e motivul pentru care lăsați... Nu sunt eu legislativ. Legislativul sunt colegii din primărie, din Consiliul Local, deși stabilesc ce și unde. Eu sunt doar să le pun în aplicare. Am văzut astăzi și, dacă vreți ca să știți, de ieri am discutat cu domnul Berger, nu era că am văzut filmarea dumneavoastră de astăzi, ieri dimineață am găsit acest document la Super 2000 și dumneavoastră astăzi ați făcut acea filmare. Sunt 100 și ceva de locuri de parcare, vă pot da acest document. Putem arăta și, modificările în raportul. Informare, nu am dat toți consilierii. Doamnă, le-am făcut odată. Deci eu atât am avut de spus, pentru că nu vreau să fiu, cum a spus că n-a ajuns nici acel document. Așa cum a spus domnul Popescu, că eu am vorbit, că am făcut. Nu, este tăiat din context ceea ce am vorbit eu și s-a spus în loc de nu, da. Îmi pare